Că ar trebui să fie TikTok, de Pepsi Talk. Și da, am intrat în stare de Crăciun, fiindcă începe Beauty Vlogmas și Vlogmas. Ăsta e penultimul clip până la ele, așa că mai aveți puțin tică răbdare că vine. Așa, astăzi o să vorbim despre The Secret și nu este un book review, de-aia am zis să fie un TikTok și da, am ăsta pe mine, că am zis că sunt extraordinară, mă fac și eu interesantă cu ăsta, că mi l-am pus așa, la aiurea, că nu stă nimic. Așa, nu-mi place. Așa, și astăzi am zis că să vorbim despre The Secret pentru că... pentru că v-am zis în ultimul book review pe care l-am făcut, la The 5 Second Rule, dacă nu l-ați văzut, vă rog să mergeți să-l vedeți, este o carte super bună aia cu The 5 Second, The 5 Second Rule. Din punctul meu de vedere, cred că este mai bună decât asta, pentru că aia este ceva mai practică. Așa, și acolo vă ziceam că, dacă vreți, pot să vă zic și de ce nu funcționează secretul sau legea atracției. Și asta m-am gândit să facem astăzi, pentru că vorbeam cu Alexandra pe Instagram și până la urmă am zis că e o idee bună. So, The Secret. Ce înseamnă The Secret? În cazul în care nu știți, inițial nu a fost scrisă o carte, ci a fost făcut un documentar. Cartea este scrisă după documentarul respectiv. Practic este tot scenariul documentarului pus într-o carte. Cartea în sine este foarte frumoasă, este o carte din aia gen album, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai măricuță, știți, ca să fie așa un fel de coffee table book, dar în principiu este o carte frumoasă, cu pagini din astea așa colorate, glossy, hârtie de calitate, chestii trestii din astea drăguțe, știți, să îți atragă privirea. Pentru cine nu știe și pentru cine n-a văzut documentarul, eu în primul rând că vă recomand să-l vedeți, pentru că este super interesant și vă deschide cumva mintea la foarte multe lucruri. Dar în cazul în care încă nu ați apucat să-l vedeți, vă spun eu, este vorba despre legea atracției, care este considerată... ce mă deranja pe mine, după ce am înțeles legea atracției și am tot revăzut documentarul, a fost că este prezentată cumva legea atracției ca o chestie așa, ceva așa, gen magie, eteric, că nu știu, nu de toată lumea, o să vedeți că... Unii din documentar au impresia că este ceva magic, alții spun că este o chestie practică. Practic, în documentarul ăsta este vorba despre felul în care te simți și despre energia pe care o emani tu ca ființă umană, despre magnetism, despre cum atrage anumite lucruri în viața ta și cum le îndepărtezi pe celelalte și despre atitudine per total. Și chiar despre asta vreau să vorbim astăzi. Și de ce spun unii că nu funcționează legea atracției? Mai întâi de toate, haideți să vă spun ce ar însemna din punctul meu de vedere legea atracției și cum am înțeles-o eu. Legea atracției nu este o chestie din aia buhuhu, cum o prezintă unii, sau o chestie din aia așa gen fantomatică sau gen magie. N-are nicio treabă. Legea atracției este fizică pură. Este fizică 100%. Fie că vă place sau nu să credeți chestia asta, fie că vreți sau nu să credeți chestia asta, legea atracției este fizică. Și atât. Ca să înțelegeți mai bine. Noi oamenii știți că avem foarte multă electricitate în noi. Electricitatea s-a descoperit că este sursa universului nostru. Da? Sursa a tuturor lucrurilor care se întâmplă în momentul de față în universul ăsta, și asta spunând chestia asta, depășește planeta noastră, da? Deci vorbesc de tot universul. Sursa multor chestii care se întâmplă este electricitatea. Noi oamenii suntem încărcați cu foarte multă electricitate. Un om are electricitate în el. Stați să văd dacă mai aduc aminte bine. Are aproximativ atâta electricitate în el încât ar putea să susțină tot Bucureștiul și periferia timp de o săptămână și ceva. Cu lumină, da? Deci tot ce înseamnă iluminat stradal, iluminat în fiecare casă, uzine, trafic, toate chestiile astea ar putea fi susținute de către electricitate pe care o conține unul. Ok,
Acum, dacă vreodată ați dat pe la ora de fizică și ați fost cât de cât atenți când se vorbea despre electricitate, sigur v-a rămas în cap chestia aia că unde există electricitate, există un câmp magnetic, se creează un câmp magnetic, există magnetism, da? Se formează magnetism. Nu o să intru în detalii, că nu sunt atât de genială la fizică încât să încep să vă explic cum și ce se întâmplă. Ideea este că unde există electricitate, există magnetism. Având în vedere că noi avem atât de multă electricitate în noi, v-am zis, putem să ținem un oraș ca Bucureștiu, să-l ținem în viață o săptămână și ceva, dacă nu două, automat asta înseamnă că noi suntem niște magneți, da? Pentru că electricitate egal magnetism. Exact ce am zis mai devreme, da? Noi suntem practic niște magneți umblători, da? Care ne mișcăm. Și nu numai noi, și animalele, și plantele, și toate astea sunt magneți. Practic, astea există o anumită doză de electricitate și în funcție de doza aia de electricitate, automat ai un câmp magnetic. Câmpul ăla magnetic al nostru, foarte des l-ați auzit ca fiind numit aură de anumite persoane, da? Aura aia. E, aura aia care se poate detecta cu anumite aparate speciale și cu anumite chestii poate fi văzută, care e aura omului, da? Ăla este câmpul nostru magnetic. Nu sunt chestii din alea pe care tot încearcă bisericoșii să le treacă drept, nu știu, chestii astea sataniste sau mai știu eu ce. Nu, n-are nicio treabă. E fizică pură. Automat, că noi fiind niște magneți, atragem lucruri către noi. Da? În funcție de energia pe care o emanăm. Și aici intervine toată povestea asta cu legea atracției. De ce zice că ține foarte mult de energia noastră? Pentru că câmpul ăla magnetic pe care noi îl avem, gen aură sau cum vreți voi să-i spuneți, este în strânsă legătură cu felul în care ne simțim. În momentul în care noi ne simțim prost, automat emitem, avem vibrații în aura noastră care sunt joase și automat o să atragem lucruri care se lipesc de vibrațiile joase, știți? Exact pe principiul magneților. În momentul în care avem energie bună și avem o stare de bună de dispoziție și gândim pozitiv, frecvența aurei noastre este ridicată și atragem alte lucruri spre noi. Da? Suntem niște magneți care pur și simplu atragem lucruri spre noi. Suntem niște magneți care pur și simplu, după principiul magneților, atragem lucruri spre noi. Da? Le atragem sau le îndepărtăm. Asta e tot ce trebuie să înțelegeți voi prin legea atracției. Da? Iar aura noastră și magnetismul ăsta al nostru este coordonat de starea noastră de spirit, pentru că asta ne dă un indiciu foarte clar de felul în care de vibrațiile care se întâmplă. Mă rog, e o discuție mai largă și mai complicată și dacă nu ați intrat în subiectul ăsta niciodată, o să vi se pare ceva foarte ciudat. Dar total, de-aia momentul în care ai o zi proastă, ești deprimat, te-ai certat cu cineva, efectiv totul e de rahat, vremea e de tot rahatul și așa mai departe, atragi lucruri negative spre tine, pentru că frecvența ta este atât de joasă încât lasă lucrurile alea să vină spre tine, da? Și cu cât ești mai conștient de lucrul ăsta, cu cât studiezi mai mult chestiile astea și cu cât ești mai conștient de lucrul ăsta, începi să-ți dai seama că trebuie să-ți controlezi atitudinea. Astea fiind spuse, legea atracției funcționează fie că voi credeți în ea sau nu, fie că voi aveți grijă la felul în care vă simțiți sau nu. Eu țin minte că eram mică, aveam 3-4 ani și mi imagineam atât de tare niște lucruri, stăteam și mă gândeam. Și v-am zis, eu gândesc în imagini. Imaginam, vedeam un lucru și stăteam de foarte multe ori, îmi doream ceva. Țin minte că, de exemplu, odată mi-am dorit foarte mult o gentuță pe care o aveau toți la grădință, gentuță din aia în care ne puneam pachetelele pentru grădiniță, știți? Și era o chestie așa interesantă la vremea respectivă, vorbesc de 94, cam așa, 95, și era o chestie interesantă, era cumva ca, nici nu știu să vă, ca ce să vă, era efectiv un dreptunghi care avea un căpăcel așa și îl desfăceai și toată lumea avea gentuța aia și era o chestie wow! Mie, de exemplu, știam că nu mi se dă niciodată nimic. La vremea aia nu mi se dădeau cadouri, nu mi se făceau nimic, nu îmi cumpăra nimeni nimic și existau foarte puține șanse la vremea respectivă să am și eu gentuța aia. Dar am stat și m-am gândit atât de mult la gentuța aia că vreau și eu o gentuță din aia. Deci vă jur, cred că câteva luni
De septembrie, când m-am dus la grădiniță și am văzut prima dată genduța aia, până primăvara stăteam și mă gândeam, vreau și eu genduța aia, vreau și eu genduța aia. Și mă uitam la colegii mei de grădiniță, care erau din ce în ce mai mulți, care erau, aveau din ce în ce mai mulți genduțe din alea, și mă gândeam, vreau și eu genduța aia, dar nu culorile pe care le văd, că majoritatea erau roșii sau albastre. Și zic, vreau și eu altă culoare. Nu m-am fixat neapărat pe o culoare, dar am zis că vreau altă culoare. Vreau gentuța aia și vreau altă culoare. Și ce credeți? Vine mama la mine, că eram la bunica mea pe vremea aia, vine mama la mine în vacanța de Paște, ca să facă Paștele acolo cu noi, și mi-aduce o gentuță din aia. Fără să știe nimeni că eu vroiam de fapt gentuța aia, pentru că n-avea nimeni de unde să știe. Și mama mi-a adus o gentuță din aia și era mov. Deci, ăla a fost un moment în care... Ăla e un moment pe care o să-l țin tot minte toată viața din cauza că a fost un șoc pentru mine, pentru că mă gândeam aproape zilnic că vreau gentuța aia. Și am avut foarte multe momente din astea, copil fiind, foarte multe, în care îmi imaginam ceva și îmi apărea. La scurt timp sau după o perioadă mai îndelungată. Ce vreau eu să zic prin tot rentul ăsta este că legea atracției funcționează fie că ești conștient de ea sau nu, drept dovadă când aveam eu 4 ani. Acum sunt convinsă că dacă voi stați și vă gândiți măcar la o dată sau de două ori în viața voastră când v-ați dorit ceva sau când v-ați imaginat ceva, ați văzut cu mintea voastră, cu ochii minții, ați văzut un lucru și după aia vi s-a întâmplat. Deci sunt sigură că aveți astfel de exemple. Ei, asta e o dovadă de faptul că legea atracției funcționează. Acum multă lume o să zică în felul următor. Da, principiul magneților zice că lucrurile asemănătoare se resping și lucrurile diferite se atrag. Adică dacă gândești pozitiv, nu o să-ți vină lucruri pozitive pentru că le respingi. Așa gândesc unii. Sau dacă gândești negativ, o să-ți vină lucruri pozitive, pentru că gândești negativ și sunt chestii... Nu, nu e așa, pentru că câmpul tău magnetic, practic, atrage ce simți tu. Dacă tu simți rău, înseamnă că tu dai impresia că ai nevoie de rău. Creierul în sine nu poate percepe conceptul de nu. Pentru creier nu există conceptul de nu, da? Cu toate că noi îl rostim și știm ce înseamnă, dar pentru creierul tău nu există conceptul de nu. Și atunci, în momentul în care îi spui, nu vreau să am un accident, creierul lui îi spui, de fapt, vreau să am un accident, pentru că el nu poate percepe nu ăla. Este o chestie foarte detaliată, foarte elaborată, iarăși... discuta foarte mult legat de creier, dar creierul... Trebuie să înțelegeți chestia asta. Creierul nu pricepe conceptul de nu, da? Și în momentul în care spuneți nu vreau să am un accident, el pricepe vreau să am un accident. Și ce credeți că o să vă aducă? Invenția magnetică pe care o emiteți spune că vreți să aveți un accident. Și universul? Da, o altă metaforă care există în documentar este legat de Aladdin, de lampa lui Aladdin. Dacă vreți să vă imaginați cumva universul. Știți povestea lui Aladdin, care se duce, găsește lampa și o lustruiește și din ea iese un duh. Povestea originală pe care și eu o știam era că duhul îi spune care îți este dorința și îndeplinește toate dorințele. Ulterior am văzut pe la americani că zice că ai 3 dorințe. Nu, eu știam de povestea originală că îi poate îndeplini orice dorință duhul. În fine, nu, asta e important. Asta este o metaforă la adresa universului și a felului în care îți primești tu lucrurile, da? Universul ar fi duhul, da? Și tu ești Aladdin, care îi ceri universului ce să-ți aducă. Și în documentar se zice foarte clar, your wish, it's my command, cum zice duhul. Dorința ta e ordin pentru mine, practic, da? Deci ce îți dorești tu este ordin pentru univers. Problema este să înțelegi că creierul tău nu înțelege conceptul de nu. Și dacă tu îi spui creierului, vreau să fiu milionară, probabil că o să fii milionară. Un alt lucru, apropo de legea atracției care m-a deranjat și de documentar care m-a deranjat, a fost că documentarul, și asta a fost cea mai mare chestie care m-a deranjat, și de asta nici nu funcționează la foarte multă lume chestia asta. Nu, doar foarte multă lume are impresia că nu funcționează legea atracției din cauza asta. Pentru că documentarul îți dă impresia că trebuie să
ieși, nu știu, afară sau să stai așa, să fii foarte vesel, foarte pozitiv și să te gândești, vreau să fiu milionar, vreau să am $1,000,000 și o să-ți pice din cer milionul ăla de dolari, da? Documentarul îți dă cumva impresia că asta o să ți se întâmple și multă lume la asta se așteaptă. Și în momentul în care lumea vede că, băi, nu mă trezesc cu milionul ăla de dolari când cade din cer, înseamnă că nu funcționează. Ei, uite că nu e așa. Nu așa funcționează legea atracției, ci dacă spui vreau să am $1,000,000, universul și lumea în care trăiești și câmpul tău magnetic se pune pe frecvența că tu vrei să te îmbogățești, vrei să ai abundență, vrei să ai bani și o să-ți atragă în viața ta lucruri care să te ajute să faci milionul ăla de dolari, da? Asta nu înseamnă că o să scadă milionul ăla de dolari, ci că tu o să trebuiască să muncești pentru milionul ăla de dolari, da? Ori o să ai un job mai bun, ori o să câștigi la loto, puțin probabil, dar nu vreau să zic, da? Ori o să reușești să-ți deschizi o afacere care în timp să ajungă să valoreze $1,000,000, da? Asta înseamnă, nu înseamnă că gata, eu stau cu mâinile în sân așa și mă scarpin și universul o să-mi dea mie tot. Nu! E și conceptul ăla de a pune mâna la treabă și a pune oșciorul la treabă. Multă lume are impresia că legea atracției nu funcționează, deși se întâlnesc cu tot felul de oportunități de a face, de a crește, de a se îmbogăți, de a avea o relație bună, știți? Și le dă cu piciorul pentru că așteaptă să cadă milionul ăla de dolari. Hai mă, dar mă, caz o dată, unde, Doamne, iartă-mă, unde ești? Hai milionule, unde ești? Știți? Ceva de genul ăsta. Este bine să te gândești că da, vreau milionul ăla de dolari, dar în momentul în care o să vezi oportunitățile prin care să-l faci, să acționezi, să faci chestiile alea, da? Să te duci către ele, nu să le dai cu piciorul. Practic, tu ca om, ce trebuie să faci în sensul în care vrei să funcționeze legea atracției pentru tine și să meargă bine pentru tine. Deci, cum v-am zis și la început, ea funcționează fie că vreți sau nu. Ea e acolo, ea există. Atâta timp cât un om este viu, emană electricitate, are un câmp magnetic și legea atracției funcționează, da? În momentul în care ai murit, ai altă discuție, dar până atunci există. Legea atracției există. Și nu este singura lege din universul ăsta. Să nu credeți că asta e singura. Sunt foarte multe. Asta este foarte populară, că a devenit foarte populară pentru că a fost un wow așa legat de documentarul ăsta prin 2000 și ceva și toată lumea era extaziată și tot așa, foarte multă lume a fost extaziată crezând că, vai, o să pice milionul ăla de dolari din cer. Și ulterior au devenit foarte deprimați că unde $1,000,000, de ce nu l-am. Tu ca om ce trebuie să faci acum este să încerci să-ți controlezi atitudinea. Adică să încerci să ai o atitudine pozitivă, să te pui pe o frecvență pozitivă, să te gândești la lucruri pozitive, să te gândești la lucruri bune, să schimbi atitudinea practic în bine. Asta e alt subiect pe care îl discutăm cu siguranță altă dată, de cum să schimbi atitudinea, dar trebuie să începi să îți controlezi atitudinea. Pentru că gândurile tale sunt foarte importante. Ele dau tonul frecvenței pe care tu trăiești. Dacă tu trăiești pe frecvență joasă, automat o să ai gânduri negative, o să atragi lucruri rele pentru tine, da? Pentru care crezi că sunt rele. Eu am observat o chestie apropo de schimbatul atitudinii. Și totul ține tot de creier. De-aia pe mine a ajuns să mă fascineze creierul pentru că mi se pare o mașinărie absolut extraordinară care există în corpul nostru și a ajuns să mă fascineze. În momentul în care încep să schimbi atitudinea, în special dacă ai trecut de o perioadă din asta foarte neagră, foarte curândă, cum a fost la mine, o să existe o perioadă de timp în care tu o să spui lucruri de genul sunt sănătoasă și o să vină creierul automat și să zică da, mincinoasă, nu ești sau am bunăstare, îți spui ție am bunăstare și o să zic o să vină creierul și o să zic minți nu ai sau am tot ce-mi trebuie și vine creierul și zice minți nu ai. Știți, o să există o perioadă din asta de timp care se prelungește în funcție de cât de mult îi permiteți. Da? Poate să dureze între o săptămână și câteva luni, în funcție de cât de perseverente sunteți. Dacă în momentul în care vine creierul și vă zice nu minți, nu ai sau nu știu ce, cedați,
Atunci o să vă duc înapoi la felul în care gândeați înainte. Dacă continuați, perseverați în a spune chestiile astea pozitive și în a gândi pozitiv, la un moment dat vocea aia din capul vostru o să se diminueze și nu o să mai zică minți, 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 nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, știți? Adică trebuie și o perioada din asta de acomodare, pentru că mai ales pentru cei care ați trecut prin ani de zile de perioade traumatice și prin stări depresive și prin, nu știu, probleme care au durat o perioadă foarte lungă de timp, este foarte greu pentru creier să-l dezobișnuiești dintr-o dată, să gândească, din a gândi negativ, să gândească pozitiv, știți? Trebuie să fie o perioadă din asta de ajustare. Și aici e nevoie de foarte multă perseverență. Și ăsta este în punctul în care clachează foarte multă lume. Inclusiv eu am făcut-o de nenumărate ori. Deci, de când am descoperit legea atracției și până acum, am clacat în punctul ăla de nenumărate ori. Și am înțeles de ce nu a funcționat pentru mine. Ba da, a funcționat, doar că pe frecvența cealaltă, pe frecvența joasă, da? Din cauza că eu mi-am schimbat gândurile. De-aia trebuie să vă schimbați atitudinea, să gândiți pozitiv, să vă înconjurați de lucruri pozitive. Și asta înseamnă să scoateți din viața voastră bârfe, jurnale de la TV, emisiuni cu foarte multă violență, jocuri cu foarte multă violență. Astea cumva transmit creierului, chiar dacă voi vreți să fiți pozitivi și nu știu ce, astea transmit creierului că trăiți într-o zonă foarte negativă, da? Cu frecvență joasă. Și de-aia nu o să vedeți schimbări. Deci, în momentul în care vreți să vă schimbați atitudinea, trebuie să schimbați foarte multe lucruri. Eu sper din suflet că ați înțeles ceva din clipul ăsta. Lăsați în comentarii dacă mai aveți nelămuriri sau ceva și vă recomand din tot sufletul să vedeți documentarul, dacă nu aveți răbdare să citiți cartea. Vă recomand să vedeți documentarul pentru că se dau foarte multe exemple acolo și vi se spun foarte multe lucruri. Acolo o să vedeți foarte clar de ce funcționează vision board-urile. Din cauza că vizualizarea este extrem de importantă la capitolul ăsta, da? Dacă vreți un lucru să se... Nici nu aveți idee, of, doamne, nici nu aveți idee de câte ori mi-am imaginat eu anumite lucruri, și nu vorbesc doar de lucruri bune, care s-au întâmplat. Am o cicatrice pe piciorul drept, de la un accident pe care l-am avut acum câțiva ani. Stăteam la București, chiar după ce m-am apucat de YouTube. Da, la câteva luni după ce m-am apucat de YouTube, eram la București și aveam la una din ușile de la hol, știți cum sunt apartamentele alea vechi cu uși care au 3 sferturi sticlă. E, una din ușile alea era spartă și în fiecare zi când treceam pe lângă ușa aia, deci cred că de 20 de ori pe zi când treceam pe lângă ușa aia, îmi venea în minte o imagine cum o bucată din geamul ăla spart de acolo se înfige în piciorul meu. Am încercat să-mi reprim imaginea asta, doamne, deci săptămâni întregi. Încercam să reprim imaginea asta și nu știu de ce, din ce încercam să o reprim din aia, era tot mai conștientă. Și ce credeți? Într-o seară mi-a căzut o bucată de sticla aia pe picior și mi-a făcut dita mai tăietura. Da. Am cicatricea ca să vă demonstrez dacă vreți. Deci, legea atracției funcționează fie că vreți voi sau nu. De-aia zic că vizualizarea contează, pentru că încă un lucru pe care trebuie să știți despre creier. Creierul nu poate să facă diferența între ce vă imaginați voi în mintea voastră, imaginile alea pe care le vedeți voi în mintea voastră și lucrurile reale pe care chiar le vedeți. Deci creierul nu poate să facă diferența. El nu știe că ăla e doar acolo în interior și ăsta e în exterior și poți să pui mâna pe el. El habar n-are de chestia asta. Asta este un subiect super interesant care a ajuns să mă fascineze iarăși apropo de creier când l-am aflat, legat de faptul că da, că, efectiv, dacă voi acum stați și vă gândiți, hai să vă zic, la o cireașă, imaginați-vă o cireașă din aia zemoasă, roșie, perfect coaptă, codița aia verde, așa și are punctulețele alea de cireașă pe ea. În momentul în care v-ați imaginat cireașa aia, creierul mi-a venit apă în gură acum de la cireașă. Pentru că creierul nu poate să-și dea seama dacă eu chiar mă uit la cireașa aia sau doar mi-o imaginez. Pentru el e o imagine și atât contează. Și de-aia vizualizarea este extrem de importantă. În momentul în care îți dorești ceva să se întâmple, și în documentar vi se dau foarte multe exemple legate de chestia asta, trebuie să vizualizezi. Și să încerc să vizualizeze în cât mai multe detalii. Acum eu am rămas pe locul pe cireașa aia.
Da? Este super importantă. Dacă vreți, mai vorbim despre subiectul ăsta, că mie îmi place la nebunie, deci eu îl ador și încerc să învăț cât mai multe despre chestia asta. Încă o persoană care vorbește foarte mult despre, despre legea atracției este Tony Robbins. Ăsta are o grămadă de speech-uri, de discursuri, de clipuri făcute despre legea atracției și vă dă foarte multe detalii pentru foarte multe bucățele ale vieții voastre. Cumva de la el puteți înțelege legea atracției într-un fel practic, da? Nu ca o chestie buhuhu, care s-ar putea să se întâmple, care e magie, care... Știți cum fac ăștia? Ba din contră, apropo de bisericoși, să știți că legea atracției este dată și în Biblie. Sunt foarte multe pasaje care îți vorbesc despre legea atracției. Evident, nu spun clar, nu vorbesc clar despre ea. Cel mai simplu exemplu de legea atracției este cere și ți se va da, care există în Biblie. Aia este o dovadă clară de legea atracției. Lucrurile nu sunt așa de simple ca la prima vedere, cum par. Ok, dacă vreți să mai vorbim despre chestia asta, putem să mai vorbim, că eu sunt super entuziasmată de subiectul ăsta, îmi place la nebunie, și despre creier, și despre vizualizare, și despre atitudine, și despre ce vreți voi vorbim, pentru că mie îmi plac la nebunie. Așa? Atât. Pentru azi, spuneți-mi care e părerea voastră, dacă voi vreodată ați observat că treaba asta cu vizualizatul că a funcționat la voi, dacă ați simțit că există legea atracției și că o puteți folosi și așa mai departe, lăsați în comentarii. Sunt foarte curioasă să știu că lucrurile astea de la voi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a ajutat și în cazul în care nu v-ați abonat, please, acolo, un buton de subscribe. Cam atât pentru astăzi, v-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao!